Aș dori să mă refer la modul în care filiala PNL Timiș promovează tinerii în pozițiile publice de decizie. Nu este un secret pentru nimeni că în ultima perioadă, din rândurile membrilor tineri și foarte tineri ai Partidului Național Liberal din Timiș, au fost promovați în funcții foarte importante un număr, spun eu, record de asemenea oameni. Mă gândesc aici la cei care suntem în Consiliul Local, mă gândesc la cei care suntem în Consiliul Județean, mă gândesc evident la colegii mei, viceprimari, vicepreședinți de Consiliu Județean. Pot să înțeleg destul de bine frustrarea unor personaje publice de pe meleagurile timișene, care neavând capacitatea de a se compara pe plan profesional, pe plan al unor realizări personale cu oamenii tineri pe care Partidul Național Liberal îi promovează, încearcă să discrediteze activitatea acestora, aluncând tot felul de fumigene. Doresc să-i felicit public pe colegii mei, Dan Diaconu, viceprimarul Timișoarei, și Marian Vasile, vicepreședintele Consiliului Județean, pentru modul în care au ales să nu răspundă și să nu intre în asemenea tipuri de polemici sterile. Știu că este foarte greu ca atunci când, din punct de vedere profesional, nu ai nicio realizare notabilă. Este foarte greu ca atunci când planează asupra ta foarte, foarte multe elemente, să spunem, dubioase în ceea ce înseamnă legalitatea, e complicat și destul de greu să faci opoziție. E complicat și e greu să faci opoziție cu o administrație care promovează niște oameni a căror integritate morală nu poate fi pusă la îndoială. Aș dori să atrag într-un fel atenția că poziția de parlamentar nu reprezintă o realizare în sine și nu cred că dă dreptul cuiva să atace oameni a căror viață profesională, în primul rând, și morală este dincolo de orice bănuială. Cred că realizări, de exemplu, înseamnă că atunci când conduci o societate națională strategică, să nu o lași cu 10 de procese și să te mândrești că ai încheiat anul financiar cu profit când tu ai lăsat activele societății în paragină. Cred că a avea realizări nu înseamnă să ciupești de aici de acolo câte un spațiu în condiții dubioase. Cred că a avea realizări nu înseamnă să fii un cărător de mapă după care să devii mare lider, ci cred că realizări personale sunt cele care pot fi foarte clar cuantificate și foarte clar demonstrate. De aceea, și cu asta închei, cred că singurii care, din acest punct de vedere, vor judeca și cred că vor judeca foarte corect și obiectiv activitatea noastră a tuturor celor, să spunem, din generația tânără pe care partidul ne-a promovat în funcții importante și foarte importante, vor fi cetățenii Timișoarei și cetățenii județului Timiș. Dincolo de acest aspect, cred că ar fi bine ca fiecare dintre noi să dea dovadă de o anumită doză de decență și să vorbim despre acele lucruri pe care le stăpânim, despre acele lucruri pe care trecutul nostru profesional și moral ne dă dreptul să vorbim despre ele. Mulțumesc!